Mulțumim că ați avut răbdare să ne instalăm. Am venit cu mare drag la Sibiu. Avem mulți prieteni de suflet aici. Ne bucurăm de prietenii vechi, de suflet și de prietenii noi. Astăzi am venit la acest minunat festival cu ceva nou pentru dumneavoastră, cu al 17-lea album Gheorghe Iovu. Gheorghe Iovu, de peste 30 de ani, încântă inimile oamenilor de pretutindeni. Muzica sa e folosită în clinici, atât la nivel național cât și internațional. Și tot mai mulți oameni mărturisesc că prin această muzică schimbă nu numai ziua, ci și viața și percepția asupra vieții. Al 17-lea album Gheorghe Iovu, Sufletul Pământului, este atât de mic, dar încătușează o energie extraordinar de mare, aduce mesaje noi, aduce vibrații noi, aduce mesajul iubirii pentru oameni și între oameni. Face parte din programul P77 Gheorghe Iovu pentru un program internațional de resetare a ființei umane. A fost creat în pandemie, în momentul în care eram cu toții în lockdown și tocmai de aceea vorbește despre resetare, despre nevoia de schimbare, despre nevoia de întoarcere la iubire și despre conexiunea între noi toți ca o singură inimă, despre conexiunea între noi toți ca frați și surori. Vorbește despre energie, despre vindecare, despre regenerare, despre un nou start pe un nou drum pentru un nou pământ. Vorbește despre trezire și despre a lăsa în urmă programe vechi, suferințe și tot ceea ce nu ne mai servește. Acum îmi cere tare că am emoții, dar muzica și mesajele ei nu pot fi cuprinse în cuvinte. Și vă invităm în clipele următoare, pe parcursul acestei prezentări, să vă permiteți să vă deschideți cât mai mult, să vă considerați într-un spațiu sacru în care este posibilă vindecarea și saltul în conștiință. Și pentru asta, pentru că încet, încet ne-am strâns cei care am rezonat cu acest eveniment, vă invit să vă așezați cât mai comod, să lăsați bagajele fizice deocamdată deoparte, să puteți beneficia la maxim de această muzică, să o puteți experimenta, pentru că ea este mai mult decât o muzică, este mai mult decât o terapie, este o mângâiere și o întoarcere la iubire. Așa că vă invităm în clipele următoare să vă așezați cât mai comod. Când sunteți pregătiți, cei care doresc, puteți să închideți ochii pentru a vă duce cât mai mult în interior, să vă centrați, să vă duceți atenția în centrul ființei dumneavoastră, să permiteți muzicii și energiei să vă conducă acolo unde aveți cea mai mare nevoie. Să vă dați voie, să dați voie sunetelor să pătrundă în structura dumneavoastră și să elibereze de acolo tot ceea ce nu vă mai servește. Prin expirație eliberatoare, să lăsați să plece tot stresul, toate greutățile, toată neiubirea care exista în viața dumneavoastră și în viața strămoșilor dumneavoastră. Și când inspirați, să inspirați lumină, liniște, pace. Când
când expiră azi din nou, să lăsați să plece toate traumele, toate suferințele, toată neiubirea a dumneavoastră față de dumneavoastră și a celorlalți față de dumneavoastră, să lăsați să plece tot ceea ce nu vă mai servește, toate situațiile de neiubire, de neapreciere, de nesiguranță. Și când inspirați, să faceți loc iubirii, iubirii de sine în primul rând, și să permiteți acolo, în centru ființei dumneavoastră, în acea casă, să se întâlnească energia Mamei Pământ, căreia să-i permiteți să vă urce prin tălpi, să vă urce prin tălpi până în inima și să elibereze din toate structurile întâlnite până acolo tot ceea ce nu vă mai servește. Și apoi să simțiți prin creștetul capului cum pătrunde energia Tatălui Ceresc până în inimă și cum aceste două energii în inima dumneavoastră, în acest spațiu sacru, se împletesc într-o nouă vibrație curată, pură, și că trezește acolo în dumneavoastră amintirea a ceea ce sunteți cu adevărat. Că eliberează toate rolurile, toate identificările ce le-am avut poate nepotrivite până acum, și această lumină împletită ne reamintește cine suntem cu adevărat. Și permiteți ca această împletire, această iubire, să vă acordați dumneavoastră așa cum v-ați dorit-o și ați căutat-o dintotdeauna. Și apoi, după ce permiteți aceste iubiri să vă umple toată ființa, toate celulele, toate structurile, oferiți această iubire și celor din apropierea dumneavoastră. Și apoi duceți-o tot mai departe, până la marginea Universului. Vizualizați cum această iubire atinge inimile tuturor, tuturor ființelor, tuturor viețuitoarelor. Atinge absolut totul și ne reîntregește în amintirea că toți unul suntem, că toți una suntem. Vizualizați această conexiune între inimi și această unică inimă, o unică energie, o unică iubire care eliberează, vindecă, regenerează, restartează într-un nou început, într-o nouă vibrație, într-o nouă conștiință a iubirii și a unității. Lăsați această energie și această stare să se așeze cât mai profund în ființa dumneavoastră. Simțiți starea de bine din inima dumneavoastră, acea întoarcere acasă, acea cufundare în iubire, în liniște, în pace, în siguranță, în apreciere de sine și de tot ceea ce este. Permiteți aceste iubiri care curge și prin sunete să vă învăluie, să elibereze ce a mai rămas de vindecat, să permită regenerarea, să permită o nouă vibrație,
liniște și de pace. Vă invit în continuare să rămâneți, să vă deschideți tot mai mult acestor sunete care vă vor aduce mai departe mângâiere și mesajele de care fiecare aveți nevoie. Thank you.
sunt două minute, o să închei. O să închei cu... Întotdeauna când închei concertul cu rugăciune. Respect și din iubire, Doamne Sfinte, strig mereu, hai te rog, mai dă-ne o șansă, șansa de a scăpa de rău. Hai să aruncăm tot ce rău, că șansa noastră e că...